Isteria carburanților care a cuprins miercuri Turda și Câmpia Turzii a făcut ca la benzinării cozile să fie kilometrice. Totul a pornit de la zvonurile că prețul carburanților va exploda. Astfel, la unele benzinării, prețurile au ajuns la 9,9 lei per litru de motorină, în timp ce mașinile formau cozi pentru a alimenta. Pe canalele de știri oficiale s-a făcut apel în continuu că prețurile nu vor crește mai mult de 10-15 bani pe litru. După ce autoritățile române au anunțat controale acolo unde prețul a fost crescut cu peste 2 lei la litru, benzinăriile au scăzut prețul la 7,65 de bani. La nivel guvernamental au fost activate instituțiile de control și verificare a situației generate de creșterea nejustificată a prețurilor la carburanți. Apreciem pe cei care se trezesc de dimineață. Apreciem pe cei muncitori. Apreciem pe cei ce construiesc. Apreciem pe cei ce vor mai mult. Apreciem pe cei cu idei. Apreciem pe cei care iubesc munca. Apreciem pe cei care își construiesc visul. Viamso, totul pentru casa ta.